Laura Codruca-Kövesi pleacă din România, destinație surpriză pentru subliniere FANA document. Efa Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca-Kövesi, pleacă din România. Nu, nu este vorba despre vreo glumă în subliniere teptarea zilei de 1 aprilie, numit subliniere ICAPCL-lilor. Kövesi are parte de o destinație surpriză. Antena 3 anunță că procurorul subliniere FANA este invitat să predea lecții anticorupție în Tunisia. Ea ar trebui să plece din ar în perioada 1-4 aprilie. Invitația a fost făcut de directoarea Instituției de Luptă Împotriva Anticorupției din Tunisia. În Tunisia, în aceste momente, fenomenul terorist este o foarte mare problemă, de aceea este prelungit starea de urgență până în octombrie anul acesta.